Ne gândeam la un moment dat că în 1990 foarte supărat eram pe domnul Ilie Lucan, care spunea că am 20 de ani de așteptat și mergeam în aici la Dimitri Smăneamul, ne spuneam că oprim pe acest vis o tranziție mai lungă decât viacul. De ce nu mergeam în aici? Am întotdeauna la lucrul și prezentarea noastră atât de impresionantă și de vară, care ne face totuși să ne bucurăm ca pare și mai tare. Deci eu prezentă plăcută pe vreo colantă, cred că nu se prieten, vreau să ne menționez că se spune acum la televiziune complicilor noștri. Nu mai suntem parte, suntem complici. Vreau să le mulțumesc criticilor noștri, Dorin Simonei de Cristi. Și m-am să încerc să vă spun câteva cuvinte, pentru că vremea când am stătărit la Rugoș, a fost și înainte să profităm de prezența aici aproape de Rugoș, la Dimitri Spanean. La vreau să avem împreună și cu soția și cu fiul, așa că sunt în plen. Meri acolo ne fotografiază, Adam mă spune de muzică. Iar, din păcate, pe română nu stă foarte bine, dar cred că vă rămâne în memorie pe la imagine. Cartea a spus două cărți, deci nu vrem. Și vreau să profităm de prezentul lui Vladimir, ca și vă rog să vă încercați puțin asupra lui, pentru că are foarte multe lucruri de spus. E destul de nevorbit, pentru că nu glumesc la televiziune și la vreunile de... Dar măcar serile la Sfinșoara am fost liniștit, așa încât e, la sigur, în cea mai bună formă a lui. Eu fi mai ușor la Lugoș, așa încât sunt practic în calitate de însoțitor al Dimitri Smăneanu. Deci e vorba de două cărți, o carte despre comunism, vărstă care zice politică, care la rând are două părți, are o parte, să spun, teoretic la modul conceptual, care discută noțiunea de comunism, implicațiile ei, dar unul dintre aspectele importante de acolo e scris pentru o enciclopedie americană, va apărea anul viitor, și încât e foarte științifică, dar sigur la un mod accesibil, pentru că am trecut de vârsta la care să ne imaginăm că ești savant și impresionezi doar dacă ești obscurt. Dar credem că trebuie să fii cât se poate mai limpede. De fapt, a doua cărți, care este fabulată din punctul meu de vedere, ilustrează prin câteva situații și prin câteva personaje ceea ce a însemnat, de fapt, comunismul cu aplicația de data aceasta asupra României. Și acolo un capitol în care Vladimir Cristoneanu, după știința mea, vorbește pentru prima dată despre un fenomen practic misterios, sinucidez din rândul elitei comuniste, care exemplifică într-un mod palpitant, seamănă, spunea cineva, cu o proză de Danilo Kiș sau cu un text de Nina Kundera, ilustrează biografia stranie și demonică a unui înalt lider comunist, pe care n-am auzit până în acel moment, Mirel Costea, o personalitate parcă deștiință din demonii lui Dostoievski. Toată acea multură de documente și de analiză, aproape un fel de docu fiction, ne dau semnată că citești un microroman în cheie dostoievskian. E ceva extraordinar. La fel și pagine despre Adrian Păunescu, despre alți eroi, cu sau fără ghilimele, care ne-au marcat existența. Și alte carte, în cărțoi, dactilogramul a avut 1100 de pagini standard, redactoarea, doamna Benajela, care a avut așa tipărită cu o singură
parte, la corectura, într-un telefon mi-a spus, are 4 kg și 100. Și am spus, doamne, aveți grijă la picioare. Și la ceea ce parte mai spus, am dat seama de monstruozitatea a ceea ce timp de 16 ani am produs. Nu trebuie să răspund Simone la întrebarea dacă această carte este și o carte a prieteniei. Evident că este, dar e, cel puțin despre partea mea, o carte admirată. Pentru că cel frământat eram eu. La mine știam ce e în comunismul românesc, că locuia la Washington, era destul de în siguranță, ca să spun așa, la distanță, în timp ce eu, locuind în România, mă avea mereu senzația că trăiesc încă în lumea lui Ceaușescu. Asta e subtitul acestei cărți, e România după Ceaușescu. Cred că e foarte bine plasată din punct de vedere al grafic și coperta, deci nu putem mai subtitul. Dar chiar despre asta este vorba. România după Ceaușescu, așa cum ne-a fost ea lăsată în moștenire, și cum noi administrăm după puterile sau mai degrabă după ale puterile noastre. Deci o Românie care seamănă foarte mult cu România veche, România celor demoni de tip activistic, de tip securistic, dar este și o Românie care totuși e într-o mișcare. Mișcare care e browniană, pare să nu aibă un sens, dar iată, chiar cu această indeterminare a ei aici să ajungă în Europa, minează ambițiile europene, încearcă să se modernizeze, dar toate astea sunt lucruri care încă ne afectează direct, pentru că sunt partea extinte noastre, deși frustrată în egală măsură. Am vrea, bineînțeles, ca lucrurile să meargă dintr-o dată, am vrea ca toate clădirile să fie vopsite, să arate minunat. Nu se poate lucrul ăsta, din păcate, dar neputerea aceasta despre care spuneam, ne costă și face din noi eterni nemulțumiți. Cred că una din sursele nefericirii noastre, sursele nefericire pe care îl trăim la modul național, pentru care fiecare suntem nemulțumiți. Dacă noi am fi la televizor și am fi puși să explicăm de ce suntem de fapt nefericiți, dar și foarte greu. Așa, ca receptor partid, obiectiv de discurs, care e, evident, politic, cum să spun, identificăm mult mai ușor. Pentru că admite, văd totuși că oamenii încă au două picioare, că mișcă corect pe partea dreaptă sau stânga străzii, au sentimente continuare. Și am cred că eu care în această carte sunt de obicei cel mai vocea pesimistă. Pentru că a interoga conține uneori și această doză de negativitate. Deci cel care se îndoiește, care ne devin totuși la capătul acestei explorări a istoriei românești un pic mai optimist. Pentru că mi-am seama că nu se poate să ne scoșanim. Nu se poate ca acest rău, la un moment dat, să nu dispare. Dar în același timp sunt conștient că el vine dinspre noi. Nu mai e ca în vremea comunismului în care pericolul vedea din afară. Pericolul întotdeauna erau ceilalți, dar ne-am păstrat respectul. Așa încât, cred că ea poate fi și o meditație asupra a ceea ce se întâmplă cu fiecare dintre noi. O să vedeți că ea reprezintă de fapt o istorie. Așa cum am văzut-o noi și în principal la Vier, pentru că este în mod clar Ioan Antriș, este eu am acas de el să facem acele cărți și nu el a pus asupra mea presiune. Pentru că interesul era al meu să învăț anumite lucruri și să-i fac și pe alții să aibă acces la ele. De ce? Pentru că am avut această șansă unică să îl întâlnesc, să-mi dau seama de calitățile sale și tot extraordinare și cred că fără echivalent, cel puțin din ce știu eu în România și chiar în zone de est și centrale europene,
intelectual de mare calibru, capabil mai ales să aducă acea notă de comparativism foarte necesară atunci când faci o analiză politică. Nu e suficient să fii analitic așa cum analizăm o poezie în versul fie este vorba despre exitare, versul al treia avem o metaforă, versul al patrulea o comparație, o parabolă și așa departe. Este foarte important ca aceste lucruri să fie puse într-un context mai larg. Țineți minte că a început anul 90, noi eram excepționali, se vorbea de excepționalismul român. Noi suferim cel mai mult. Noi eram marile victime, dar noi securitatea era cea mai represivă. Toate aceste lucruri, de fapt, proveneam nu pentru că eram parat aici, pentru că nu știam. De fapt, sistemul comunist a fost egal cu tine, sigur cu nuanțe de-a lungul vremii, oricum de-a ce fost el. E vorba de China, e vorba de Albania, e vorba de Cuba și așa mai departe. El a avut acest sângure demonic care l-a făcut ca să distrugă existențe umane. Această enormă bibliotecă în curs de constituire a celor care au suferit cu adevărat de dorma comunismului. Noi și generația mea am fost cumva mai puși la adăpost, pentru că nu mai conta. Când am ajuns noi la maturitate, comunismul ajunsese o parodie, dar n-a fost să fie o glumă. Știu din tradiția de familie, prieteni mai mari, în anii 50, chiar început anul 60, comunismul chiar era contondent. Ce am reușit prin Vladimir Tismanama a fost să punem România pe această hartă a comunismului, sigur, după, pentru noi, nu neapărat pentru umanitate, raportându-o și cu o artă vizibilă, toate aceste caracteristici ale societății românești. Sunt foarte multe personaje, când s-a făcut indexul textului, a ieșit peste am ajut 1000 de personaje. Nu toate sunt personaje principale. Personaje principale sunt la Nemirea Naratei la Dumnezeu și de la patru. Ceaușescu, Iliescu, Constantinescu, Băsescu. În jurul lor există curți, există orice personaj, există mișcări de idei, există o întreagă faună de tip nu găsesc acum o comparație literară, sunt de tip Omarto, de tipul monștilor, de tipul acelor figurine încremenite în situații respingătoare. Abordăm tot ce poate fi abordat atunci când, din 4-4 ani de întâlnire și discuții despre ce s-a întâmplat. De la personajele care au făcut revoluția, de la cele care, în anul 90, au început să poarte mască, pentru că nu fi recunoscute, dar care veneau, de fapt, din aceeași lume, despre speranțele care au fost reprezentate de Convenția Democratică și apoi de Democrată și apoi de deziluziile create, de revenirea lui Iliescu și, în fine, de foarte turbulenturi mandata lui Traian Băsescu, pe care ne ocupam până foarte aproape de zilele noastre. S-a întâmplat ca Traian Băsescu să vină spre agenda noastră. Noi cred că rămânem în continuare intelectuali critici, deși dacă vă uitați pe forumul și răspund acum lui Dorin, felul în care suntem noi văzuți, fel de propagandiști ai unui regim criminal, dictatorial și mai departe, sunt amuzante. Traian Băsescu este cel care, nu știu care sunt motivele președintelui, a simțit că în ceea ce intelectualii din România au cerut multă vreme, poate să este ceva bun. Pe care poate aș încerca să-l folosească în scopurile proprietate, nu unei acest lucru. De asta vreme cât Traian Băsescu rămâne anticomunist, Traian Băsescu vrea modernizarea României și cred că o face, vedeți reacțiile acestea care există. Pentru că aici e lupta cu mentalitățile. Întotdeauna am vrea schimbare, dar schimbarea se duce pe noi. Da,
să facă reforme, să se dea oameni afară, dar nu pe noi. Pe tine, puneți-vă în situația cuiva care chiar vrea acest lucru. Sigur că e foarte neplăcut când ți se taie 25% din tare. E o dramă, e o tragedie. Așa am simțit-o cu toții. Adică nu cred că cineva este milionare și miliardare, mai văd cum înciteți ce scriem noi și nici nu sunt interesanți de privirile cu noi, dar pentru oricine are această experiență, cred că înțelege foarte bine cât e de fapt de greu în România. E greu pentru că aducem cu noi toată această mâzgă de tip ceaușeștian, pe care nu ne putem dezbăra oricât am fi de dormici, oricât am fi de inteligenți și așa mai departe, pentru că ea de fapt ne-a dus în această situație. Dacă comuniști mai fost ceva viabil, el ar fi rezistat în care. Dar n-a fost. El o induzie ambele cări, pentru că se întâmplă ce complementare, complementare de face un cer. Și e bine să fie așa, pentru că la mine, Spania nu e cu cineva care schimbă discursul. Într-o carte spune un lucru, în alta spune altă. Deci aceste idei care am încercat să le schițez, există în aceste cărți o tranziție mai lungă decât de acum, chiar la modul concret, o tranziție care a început în veacul trecut și încă mai continuă. Noi, de ce oficial am ieșit din tranziție în 2007 când am intrat în Europa. Dar exact în acel moment a pornit, a demarat o nouă tranziție, care nu știu unde ne duce, nu știu ce grupă. Și, dar siguranță cu foarte mulți nervi. E o poezie a lui Marin Florescu, dacă nu înșel, care se numește Există nervi. E, cred, titlul care ar putea fi pus oricare cărți despre ce se întâmplă în România acest moment. Există nervi. Dar cred că și despre nervi se poate discuta cu calm, ceea ce noi am încercat, pentru că nu urmăream nimic în momentul în care am făcut aceste cărți. Nu urmăream nimic, simplu voiam să discutăm, să este undeva ca o mărturie că niște intelectuali pot să discute cât se poate de clar, fără să aibă un partipri politic limpede, pentru că niciunul de fapt dintre cei patru eroi nu este doar într-o culoare sau în alta. Există pagini, încă aminte, din perioada anilor 2001-2004, în care Vladimir vorbea de un idescu oarecum, nu am zis ce mai bun, dar care trecuse parcă printr-un proces de învățare. Iar termenul lui Vladimir n-a trecut până la urmă, dar aceea era iluzia noastră sau Vladimir din acel moment. Și a rămas în carte ca atare, pentru că republicând cele patru volume plus sutele de pagini inedite pe care le-am adăugat anul viitor, n-am schimbat nimic. N-am eliminat fragmentele, pentru că pur și simplu nu era nimic de eliminat, lucrurile sunt așa cum le-am gândit atunci și mi s-a părut onest să ne restituim așa cum suntem. Nu de asta, dar sigur, având atât de mulți prieteni, făceau lucrurile de asta. Comparații de ce ați scos asta, de ce ați scos aia, așa că oricum e o pură copie. Așa că vă mulțumesc încă o dată. Cărțile sunt foarte bune, adică le-am citit amândouă. Le-am citit ca foarte, le-am și corectat, adică treceam cu o tranziție mai lungă decât dracu. Nu mi-e rușine să fie cu această carte, pentru că e, cred, o carte de noi, dar e o carte, cred, despre dumneavoastră. Ne-am gândit foarte mult la oameni. Chiar când vă aveam imaginea în față, identitatea, dar un anumit de categorie social-intelectuală, de spun, a existat întotdeauna în limba noastră. Și nu asta aparține acelei categorii, așa că vă mulțumesc și pentru acest lucru.